Doliu în lumea Bisericii Ortodoxe din România. A murit unul dintre cei mai iubiți duhovnici din țară, un cunoscut duhovnic din România s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Simeon Zaharia a fost un preot foarte iubit de la mănăstirea Sihăstria, iar mii de români au mers pentru a-i cere o îndrumare, acesta dând dovadă de multă bâlândețe și iubire. Părintele Simeon Zaharia s-a stins din viață pe 2 septembrie 2023 la mănăstirea Sihăstria situată în județul Neamț. Acesta se născuse la data de 16 martie 1928 în comuna Mogoșești din județul Iași, într-o familie modestă. La 26 de ani a decis să intre în viața monahală și să devină călugăr în data de 5 iunie 1955. În acel moment a primit și numele de Serapion. Timp de doi ani a urmat și școala monahală, unde s-a dedicat acestei lumii. A fost devotat și a transmis mai către toți creștinii tainele lui Isus Hristos, fiind un exemplu pentru cei care îl cunoșteau. Pe data de 2 septembrie 2023, Ieroschimonaul Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria și-a încheiat călătoria pământească. Născut la 16 martie 1928, în comuna Mogoșești, județul Iași, fiul al lui Iancu și Rozalia, a intrat în viața monahală la 26 de ani, la mănăstirea Sihăstria. A fost călugărit la 5 iunie 1955, primind numele de Serapion, și-a urmat școala monahală în perioada 1954-1956. La 16 mai 1956 a fost transferat la Mănăstirea Putna, alături de alți 14 părinți din Sihăstria și șapte din Mănăstirea Slatina, inclusiv Arhim. Clopa Ilie, pentru a revigora viața monahală de acolo, au transmis reprezentanții Mănăstirii Sihăstria.